Înainte de a vedea cine sunt candidații care întrunesc cele mai multe intenții de vot, îi provoc pe candidați să facă un pronostic. Domnule Magherescu, cu cine credeți că este pe primul loc și pe ce loc credeți că sunteți? O să fiu cinstit cu dumneavoastră. Habar nu am cine este pe primul loc și viața m-a obișnuit să nu dau cu părerea înainte de a fi cazul, deci nu știu și n-aș vrea să jignesc alți contracandidații în cazul în care aș greși pronosticul. Iar eu, cu modestie, pot să spun că sunt și pe ultimul loc. Iar nu are importanță, este important că am intrat în lupta asta să le povestesc oamenilor că vreau să fac ceva. Nu reușesc să convinc suficienți oameni, este vina mea, că n-am avut convingere suficientă. Reușesc să-i conving, e câștigul lor. Deci nu pot să vă spun nici cine e pe primul loc și nici ce loc să vă spun eu imediat, era un pronostic, domnule Daneș. Nu-i cunosc pe contracandidații mei. Asta nu-i bine. Nu, nu-i cunosc decât i-am văzut la televizor. A-i cunoaște înseamnă mai mult. Mi-am văzut pe unii la televizor, unii nu s-au remarcat deloc, chiar dacă au avut demnități publice. Probabil că cei pe primul loc, sunt, sau cel de pe primul loc, este un om care a avut mai multă vizibilitate. Pe ce loc sunt eu? Mi-e greu să spun pe ce loc. Probabil pe unul din ultimele locuri, pentru că noi n-avem nici vizibilitate și nici notorietate. Sunteți printre puținii care ne-au invitat să participăm la o astfel de dezbatere. Cu cea mai mare plăcere. Domnule Enac. Evit să fac, să dau un pronostic, dar cu speranța mare ultima, sper să fim pe o poziție fruntașă. Domnule Stan? O să merg pe aceeași idee. Mai avem o săptămână de campanie. Avem mulți, așa cum a spus și dumneavoastră, avem mulți locuitori ai sectorului care sunt indeciși și avem de lucru cu ei. Deocamdată nu o să răspund. Domnule Dinuță. Cred că din această luptă electorală câștigător va fi cetățean, va avea de câștigat. În ceea ce mă privește, am să vă spun o vorbă auzită acum mulți ani, foarte mulți ani. Când erați primar? În Oltenia. Nu, cu mult înainte. Cine a avut, o să mai aibă. Cine a fost, o să mai fie. Domnule Florescu. Cu siguranță oamenii vor ști pe cine să aleagă. Dacă până acum au tot ales partide politice, cred că e momentul să aleagă un independent. Mergând de ani de zile prin sector și nu de puține ani, discutând cu sute, chiar mii de oameni pe zi, toți oamenii în ultima perioadă îmi spun: Ștefan Florescu, tu vei fi primarul nostru, tu ești primarul nostru. Chiar dacă nu voi ieși, deși sunt convins de faptul că voi fi primarul sectorului 6 începând cu 5 iunie 2016, oamenii, tot domnul primar îmi vor spune. Domnule Mirona. Nu știu ce spune sondajul. O să vedeți imediat. Pot să vă spun doar că în 2014 toate sondajele, absolut toate sondajele, dădeau câștigători pe Victor Ponta și acum președinte este Klaus Iohannis. Asta este prima observație, iar a doua observație este că, indiferent cine este dat pe primul loc în acest sondaj, pe 5 iunie la ora 21 eu voi fi primarul sectorului 6. Haideți să vedem rezultatul sondajului IRES. La întrebarea cu cine veți vota pentru funcția de primar, alegătorii din sectorul 6 au răspuns: Ștefan Florescu, independent, 18%. Gabriel Mutu, PSD plus UNPR, 14%. Ștefan Enache, PMP, 6%. Răzvan Mironescu, PNL, 5%. Robert Stan, ALDE, 2%. Mihai Daneș, USB, 2%. Sunt indeciși 31% dintre alegătorii din sectorul 6. Nu votează 15%. Nu răspund 7%. În ceea ce privește prezența la scrutinul din 5 iunie, 58% dintre cei din sectorul 6 sunt siguri că vor merge la vot, iar 12% declară că nu vor merge la urne. Sondajul IRES a fost realizat telefonic în perioada 20-21 mai pentru Digi24 pe un eșantion reprezentativ de 1104 persoane cu drept de vot în sectorul 6 și cu o marjă de eroare de 3%. Domnule Magherescu, cum vi se par aceste rezultate? Îmi pare rău că sondajul a fost făcut fix de aceia care nu am putut să-i conving. Nu mă dezamăgește. Din contră mă întărește și exact cum v-am spus și acum câteva minute, lupta o duc până la capăt și promisiunile care le-am făcut oamenilor
încerc să mi le îndeplinesc. În încheiere, nu mă votează, exact cum v-am spus, este un lucru rău, zic eu, iar dacă mă votează, este un lucru îmbucurător pentru ei. Nu cred că un independent e soluția, îmi cer scuze, n-am nimic cu nimeni, nu cred că un partid pur și simplu este soluția. Cred că soluția este omul în sine care poate să coaguleze un consiliu local în jurul lui pentru a-și duce planurile la capăt. Un primar și un consiliu în antiteză nu duc decât la dezastru și la 4 ani pierduți. Asta este tot ce am de spus referitor la sondajul dumneavoastră. Domnule Daneș, ce facem cu 31% indeciși? Cred că cei indeciși sunt indeciși pentru că s-au săturat de o politică strâmbă, de o politică care nu i-a servit. Ei așteaptă probabil altceva. În spatele meu nu există decât câțiva oameni care au coagulat în jurul candidatului nostru la primăria capitalei, Nicușor Dan. Noi venim din viața civilă, noi nu venim din politică. Noi nu n-am promis nimic nimănui și n-avem în spate promisiuni neonorate. Pentru asta eu cred că cei care se uită acum la televizor, cei care ne cunosc, trebuie să voteze omul, nu partidul. Trebuie să voteze pe cei care le conferă încrederea că rezultatele sau așteptările lor vor fi îndeplinite. Mai mult decât atât, cred că ei trebuie să aleagă omul sau oamenii sau echipa care să respecte legea, pentru care legea să nu fie opțională. Cred în puterea electoratului de a face această alegere. Domnule Enache, aveți 6%. Nu pot comenta rezultatele sondajului și din punctul meu de vedere este mai puțin relevant în acest moment. Important este că o mare masă de oameni sunt fie indeciși, fie nu se prezintă la vot. Cauza o știm cu toții. Nu este vorba doar de ultimii 4 ani în care autoritatea locală a involuat. Este vorba de ultimii 20 și ceva de ani, dacă vreți. Ne propunem în puținul timp care a rămas eu și colegii mei, pentru că a candida nu înseamnă un lucru unitar, o singură persoană. Vorbim de o echipă, iar noi, Partidul Mișcarea Populară, propunem electoratului o echipă de oameni total noi. Oameni care nu au candidat, oameni care nu au ocupat funcții politice, oameni care în majoritatea lor sunt locuitori ai sectorului și care cunosc problemele sectorului pentru că se confruntă cu ele în fiecare zi. Domnule Stan, 31% indeciși, nu votează 15%, nu răspund 7% și de acolo pot fi. Și 2% și este 2%. Procentul care aveți. Pe 2% vă bazați deja. Pe 2%, da. Făcând o glumă pot să spun că 2% cunosc personal. 2% înseamnă aproximativ 6.000 de locuitori. Poate nu vă votează toți din cei care vă cunosc personal. Așa, care știu sigur că mă votează, că mă vor vota. Cred că a venit timpul ca locuitorii sectorului 6 să aleagă un om dintre ei, un locuitor al sectorului, care a crescut în acest sector și care cunoaște problemele sectorului și dinainte de a ajunge într-un fel sau altul în administrația publică sau în contact cu administrația publică. Din punctul ăsta de vedere, sunt sigur că în săptămâna care va urma, voi reuși să conving o mare parte dintre cei indeciși, astfel ca la sfârșitul săptămânii să devin primarul sectorului. Domnule Dinuță, ați fost ales în 1996. Ce șanse credeți că aveți în 2016? Același șanse ca 96. Sondajul cel mai bun va fi pe data de 5, seara, când se deschide. Atunci va fi tot un sondaj neoficial, rezultatele a doua zi, probabil. Sigur că da. Domnule Florescu, sunteți primul 18% în sondajul ies. Cred că trebuie să așteptăm campania electorală să convingem locuitorii sectorului 6 pe cine să voteze.
siguranță oamenii vor o administrație transparentă, vor să depolitizăm primăria și vor ca banii din taxele și din impozitele plătite achitate către stat să li se întoarcă în investiții. Cu siguranță sunt foarte multe probleme în sectorul 6 și dacă vreți, de ani de zile de când bat la picior sectorul 6, am inventariat toate problemele pe fiecare străzi în parte, pe zone și pe prioritățile fiecăror asociații de proprietari în parte. Din 5 iunie voi fi primarul sectorului 6, cu siguranță. Domnule Mironescu. Voi fi primar pentru toți, pentru toți cetățenii sectorului 6, fie ei și membrii de partide, fie ei și susținători altor partide, fie ei și oameni care nu m-au votat. Pentru mine toți locuitorii sectorului 6 vor avea aceleași drepturi și este momentul ca din 5 iunie toți locuitorii sectorului 6 să aibă și drepturi, nu numai obligații în sectorul 6. Domnule Mironescu, la fel de optimist ca înaintea prezentării sondajului, Ires? Scuzați-mă, nu... La fel de optimist ca înaintea prezentării sondajului, da, Ires? Da, sigur că da. Optimismul meu vine din faptul că știu că am alături o echipă foarte bună și o parte dintre ei sunt aici și salut, consilier local și, mă rog, viitor consilier local și de asemenea sunt convins că în final lupta se va polariza între candidații PNL și ai PSD în toate sectoarele, ca și la capitală, pentru că până la urmă nu ai cum să gestionezi un sector de 370.000 de locuitori fără o anvergură politică importantă. Toate, sau marile proiecte ale sectorului, nu toate, marile proiecte ale sectorului sunt strâns legate, și acum am discutat și aici un pic la început, de primăria capitalei, de guvern, și lucrurile astea nu se pot face decât cu un suport politic puternic în spate. Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Sondajul IRES a vizat și principalele probleme ale sectorului 6 pe care viitorul primar ar trebui să le rezolve. Oamenii au menționat mizeria de pe stradă, modul defectuos în care se colectează gunoiul, poluarea, lipsa spațiilor verzi și a celor de joacă, situația în care se află parcurile din sector, aglomerația din trafic, lipsa locurilor de parcare și situația precară a transportului public. Sondajul IRES, de unde am cules aceste date, a fost realizat telefonic în perioada 20-21 mai pentru Digi24 pe un eșantion reprezentativ de 1104 persoane cu drept de vot în sectorul 6 din București și cu o marjă de eroare de 3%. Și colegii mei au întrebat pe cei cărora le cer votul candidații prezenți în studioul Digi24 care este prima problemă de care ar trebui să se ocupe următorul primar. Iată răspunsurile. Ce să mă nemulțumesc, ce să vă spun, că de când e primarul ăsta n-a făcut nimic. Aglomerație multă, mașini foarte multe și mizerie foarte multă. N-ai unde parca, copiii n-au unde se juca, n-ai pe unde să treci. Parcările. Unde? Unde să parchezi? Că n-ai unde să parchezi. Cu parcările n-avem spațiile verzi. Multe. Să vedem și prioritățile candidaților. Întrebarea este care va fi prima problemă de care vă veți ocupa dacă veți deveni primar. Domnule Mironescu, vă rog, o singură problemă. O singură problemă? Da. Prima problemă de care mă voi ocupa când voi ajunge primar este salubrizarea sectorului. Domnule Florescu. Cu siguranță curățenia în sector, dar făcută profesional, într-un spirit al bunului simț, și în teritoriu alături de oameni și monitorizând firma de salubrizare care execută prestația pe raza sectorului 6. Domnule Dinuță. Asfaltarea aleilor dintre blocuri. Domnule Stan. Traficul dintre blocuri și parcările, pentru că sunt strâns legate, parcarea este strâns legată de trafic. Domnule Enache. Din analizele noastre, prima problemă reclamată de cetățenii sectorului este curățenia. Asta este un obiectiv principal, iar o altă problemă reclamată este anveloparea blocurilor. Domnule Daneș. Toate problemele pe care le-au spus contracandidații sunt reale. Eu, în schimb, aș face ca fiecare cetățean al sectorului 6 să vadă în orice moment ce se întâmplă în primărie, ce se întâmplă cu banii lor. Transparența
este extrem de importantă pentru a câștiga oamenii de partea ta în rezolvarea proiectelor. Domnule Maghiarescu. Toate proiectele 1, 2, 3, 4, 5, câte vreți dumneavoastră, se vor axa către cetățean. Primăria trebuie să arate că este un prieten al cetățeanului, primăria trebuie să arate că este alături de cetățeni și ca atare, aveți cuvântul meu de onoare, că toți cetățenii sectorului 6, din momentul în care voi ajunge primar, nu vor mai simți pe propria piele umilința nesiguranței zilei de mâine. În fapt, împreună cu Consiliul Local o să implementăm un program de acordare de etichete valorice în limitele legii. Și totodată o să punem în adevărat în aplicare legea 416 din 2001, care garantează tuturor cetățenilor României un venit minim garantat. După aceea vedem și alte programe, dar astea sunt prioritare. Haideți să facem prin tragere la sorți. Sunt aici bilețele cu cele 7 probleme în ordinea pe care au spus-o cetățenii din sectorul 6. Alegeți. Am onorul să-l trag eu prim. Da. Și vă rog un răspuns cu soluții concrete la problema despre care este vorba în acest bilețel pe care l-ați extras. Repet, sunt primele 7 probleme în opinia cetățenilor sectorului 6, potrivit sondajului realizat de IRES pentru Digi24. Un sondaj cu o marjă de eroare de 3%. 1104 oameni au răspuns telefonic la acest sondaj. O să începem de această dată cu domnul Maghiarescu. Răspunsul cu, vă rog, cu soluții concrete la problema care este ridicată de cetățenii din sectorul 6. Îmi cer scuze, am o întrebare. Este o limită de timp pentru să fixăm o limită de timp, că s-ar putea să stăm până dimineață. Bine. Un minut și jumătate. Suficient. L-ai enumerat, ajunge și un minut. Starea drumurilor și a trotuarelor. Discutăm de două probleme. Odată starea fizică a drumurilor, gropi și probleme tehnice și discutăm de o a doua problemă a drumurilor, curățenia. Ca să mă aplec analitic asupra problemelor numerate, starea tehnică a drumurilor, dacă discutăm de drumurile secundare, vă asigur că nu vor mai exista probleme pentru că voi încerca să descentralizez ADP-ul, această instituție care nu prea își regăsește rostul prin sectorul 6 și încercăm să o facem eficientă. Iar starea de curățenie, toată lumea mi-a vorbit aici de salubrizare, strângem gunoaiele, dar vreau să le atrag atenția tuturor colegilor mei că lucrurile astea trebuiau făcute de mulți ani în urmă, de când a fost votată legea 101 din 2006 mai exact și completată cu legea 99 din 2014, care obliga primăria să înceapă să facă o colectare responsabilă de deșeuri și totodată să degreveze cetățenii de costurile colectării acestor deșeuri. Primăria putea să suporte costurile colectării deșeurilor prin această lege. Cam asta este. Domnule Daneș, ce problemă v-a revenit? Mi-a revenit o problemă superbă. Aș ruga, vă rog, colegii din regie să-mi spună când trece timpul alocat. Spații verzi, parcuri, locul de joacă. Conceptul nostru despre un oraș este să trăim într-un oraș sigur și într-un oraș frumos. Nu poți să trăiești într-un oraș frumos și sigur dacă nu ai oxigen. Nu poți să fii fericit dacă nu poți să ieși în parc. Sectorul 6 are două parcuri mari și late și unul abandonat între blocuri. Este vorba de parcul Moghioroș, în care au fost investiți o mulțime de bani. Nu pot să fac aprecieri, dar nu cred că betoanele care sunt acum în el erau necesare. Este parcul Crângaș, la care am contribuit fizic să apară. Ceea ce doresc să fac, dacă se va întâmpla să ajung primar, să nu cedez niciun metru din spațiu verde pentru niciun fel de construcție. Să nu cedăm, să facem ca parcurile noastre să devină locuri în care oamenii să aibă acces la internet, în care să stea împreună cu copiii și să-și continue munca în aer liber. Să refacem
acel spațiu minunat, insulă, la care am muncit generații întregi și am făcut-o de pe lacul Morii, să reabilităm parcul din Giulești. Mai mult decât atât, să voi opri definitiv orice construcție între blocuri. Domnule Enache. Transportul în comun, transportul public. Din păcate, această problemă nu este în atribuția primăriei de sector. Dar, categoric, Partidul Mișcarea Populară are, la nivelul Bucureștiului, un program prin care este stabilit că se va face o redesenare a hărții rutiere a Bucureștiului, în principal, o delimitare clară a benzilor pentru transportul în comun și pentru sectorul 6, în special pentru drumul Taberei, ceea ce vorbeam mai devreme, metroul va reprezenta o gură de oxigen. Altfel, transportul în general este o problemă, dar eu consider că avem și o problemă de administrare a Bucureștiului, pentru că avem o primărie generală și o primărie de sector care teritorial au atribuții comune. Unele pe străzi, una pe străzile secundare, una pe străzile principale. Va trebui în viitor regândită această administrare a Bucureștiului și chiar în calitate de candidat de sector, cred că pot spune că soluția cea mai bună este o singură primărie într-un singur oraș. Domnule Stan. Locurile de parcare. Locurile de parcare, într-adevăr, constituie o problemă mare. Cred că cea mai mare după centrul, cea mai mare problemă. Se impune, atunci când voi ajunge primarul, să fac, în primul rând, un recensământ al locurilor de parcare, pentru că nu există unul în acest moment. Voi regândi locurile de parcare de așa natură încât să redau trotuarele cetățenilor și să redau spațiu verde ocupat de aceste mașini. Voi încerca să construiesc, voi încerca, e puțin spus, voi construi locuri de, voi construi parcări supraetajate, genul de clădiri verzi care să fie autonome ca și costuri, unele în parteneriat public-privat. Sunt multe soluții, important este să vrei să faci ceva. Vor fi redesenate, vor fi realocate. Sunt destule soluții. Important este să vrei. Cred că omul este important în aceste alegeri, nu partidul. Omul care vrea să facă ceva. Domnule Dinuță. Traficul și aglomerația din trafic. Vorbim de un oraș care s-a dezvoltat începând din anii 60, 70, 80. Mai ales acest sector. Fără a se dimensiona și șoselele respective. Pot să vă spun statistica de la Direcția de Circulație de la Înmatriculări din 2013. În București erau înmatriculate 1.250.519 autovehicule, din care aproximativ 900.000 o reprezentau turismele. În aceste condiții, traficul este foarte sufocat. Pentru a-l fluidiza, bine, nu numai primăria de sector, de fapt ține mai mult de primăria capitale, ar trebui create benzi speciale pentru autobuze și troleibuze, o semaforizare inteligentă, în toate intersecțiile cu semafoare, să fie acel semnal intermitent de dreapta care fluidizează foarte mult traficul. Și să revenim la sectorul 6, pentru că sunt o serie întreagă de participanți la trafic care au treabă accidentală în București. Ar fi foarte bine să organizăm o parcare la intrarea în București pe Iuliu Maniu, unde cei care vin își lasă mașinile și pleacă mai departe cu transportul în comun. Domnule Părăs. Mizeria din sector. Este subiectul de care vorbeam mai devreme. Este foarte simplu pentru mine. Datorită experienței pe care o am în administrația locală, mizeria se poate strânge foarte, foarte ușor. Monitorizarea tuturor zonelor, printr-un, în primul rând, un corp al voluntarilor publici. Pe fiecare zonă în parte putem să ne gestionăm fiecare serviciu din
sub ordinea primăriei sectorului 6. Fiecare director în parte va avea o zonă de care va răspunde. Vom avea o legătură directă cu asociațiile de proprietari și atunci când monitorizezi permanent, până și online, toată zona sectorului 6, curățenia se va face cu siguranță în timp real și oamenii vor fi mulțumiți de prestația și a firmei de salubrizare. Pentru că dacă noi până acum nu avem curățenie în sector și mizeria primează peste tot, nu este numai vina firmei de salubrizare. Este vina primarului, este vina omului care răspunde pentru acest serviciu, pentru că oamenii până la urmă trebuie să înțeleagă că primarul este primar 24 de ore din 24, nu 8 ore pe zi, atâta vreme cât se duce la primărie. Domnule Mironescu. Eu am reabilitarea blocurilor și a clădirilor și aici este un procent de 5%. Și vreau să vă întreb ce reprezintă procentul ăsta. Este procentul celor care au menționat această problemă ca fiind principala din sectorul 6. Ok. Mă bucur că a spus dumneavoastră lucrul ăsta și nu eu. Asta ca să vadă toți telespectatorii și spectatorii din platou cam despre ce sondaj este vorba. Dacă ar fi fost un 9 în fața acestui 5, adică 95% din cetățenii din sector este principala solicită, problemă, vă spun. Consideră această problemă ca fiind importantă în sector, atunci aș fi crezut. Nu. Deci nu, este, nu că o consideră importantă. Nu acesta a fost răspunsul. Este principala problemă în opinia 5% dintre alegători. Toți candidații de aici, toți spectatorii locuiesc, bănuiesc în sectorul 6, sau marea majoritate. Toată lumea știe că acest 5% este o cifră absolut ridicolă față de interesul pe care reabilitarea termică a locuințelor o are pentru cetățenii sectorului 6. Da. Dar să revenim la subiect. Da. Pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, de fapt pentru eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe, pentru că începând din acest an procesul este mai complex și cuprinde nu numai anveloparea blocurilor și reparația teraselor și a trotuarelor așa cum s-a făcut până acum, ci include și înlocuirea traselor distribuției verticale de apă caldă și căldură, introducerea contorizării pe apă caldă și căldură în fiecare apartament, posibilă, dacă asociația de proprietari își dorește, înlocuirea iluminatului de pe părțile comune cu iluminat LED și, eventual, înlocuirea lifturilor. Pentru realizarea acestui proiect sunt două surse de finanțare. Este programul operațional regional AXA 3.1, care s-a lansat pe 16 mai pentru apelurile de proiecte și sunt 80 de milioane de euro pentru București-Ilfov. Imediat ce voi ajunge primarul sectorului 6, voi depune proiecte pentru reabilitarea termică, pentru eficientizarea energetică a blocurilor pe această axă 3.1, după care, în paralel, voi avea în vedere proiectele pentru bugetul local, bineînțeles, ambele surse de finanțare fiind acordate blocurilor pe baza unei prioritizări a necesităților de reabilitare din sector. Blocurile, asociația de proprietari trebuie să cunoască foarte clar ordinea în care sunt așezate pe niște criterii clare. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri. Înainte de finalul emisiunii vom provoca pe cei prezenți în studio să răspundă unui chestionar nu tocmai comod, un test la care am supus pe toți candidații din toate orașele reședință de județ. Vom face acest lucru, bineînțeles, și cu toate sectoarele capitale și cu primăria capitalei. Vedem întrebările și răspunsurilor după o scurtă pauză.